Internări pe bandă rulantă la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. A crescut numărul cazurilor de gripă, viroze și pneumonii, iar medicii recomandă din nou purtarea măștii de protecție. La camera de gardă pediatrie, în ultima perioadă, a crescut numărul prezentărilor, astfel că vorbim despre 55 sau chiar peste 60 de prezentări pe o gardă. În weekend, de exemplu, am ajuns chiar și la 70 de prezentări. Sunt foarte multe cazuri de copii care se prezintă la camera de gardă cu gripă, pneumonie sau chiar și coronavirus, deși sunt mult mai rare aceste cazuri. De la începutul anului și până în prezent, în secțiile Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, am avut internați 45 de pacienți cu gripă, vorbim aici despre copii și despre adulți, dar și 95 de pacienți, la fel copii și adulți, care au avut diagnosticul de pneumonie și au avut nevoie de internare. Cei mai mulți pacienți copii care au nevoie de internare au avut diagnosticul de pneumonie și sau de boală pulmonară interstițială, dar am mai avut internați și copii cu gripă, coronavirus, laringită acută, amigdalită acută și alte afecțiuni. Astăzi, 23 ianuarie, în secția de pediatrie sunt internați, de exemplu, 7 copii care au gripă și un pacient cu coronavirus. Medicii pediatri, la fel ca și colegii lor din țară, fac apel în continuare la vaccinare, în condițiile în care cazurile grave ale gripei pot fi prevenite prin vaccinare. Nelipsiți din rândul acestor pacienți sunt copiii.